Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Un tutorial în care o să vă prezint acordul sol minor, un acord care este prins cu un bare în spațiul 3, iar în spațiul 5, pe coarda a 5-a, avem degetul 3 și în spațiul 5, pe coarda a 4-a, degetul 4. Iar el sună cam așa. Îl mai repet o dată. Bare în spațiul 3. Iar degetul 3 în spațiul 5, coarda a 5-a și degetul 4 în spațiul 5, coarda a 4-a. Bareu, știți, se ține cu degetul 1 drept pe corzi, pe toate corzile, iar degetele 3 și 4 trebuie să fie rotunde. Dacă le apăs flexate, nu o să-mi sune celelalte coarde, mai ales că bareu este destul de greu de apăsat. Pentru a exersa, ca metodă de exersat, vă arăt o metodă pe care eu o folosesc, o metodă în care apăs acordul, chiar dacă nu-mi sună, trebuie să număr până la 4. 1, 2, 3, 4, mână jos, tot număra până la 4. 1, 2, 3, iar pe timpul 4 aduc mâna sus. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. În momentul în care nu-mi sună, o să număr în continuare, o să fie cam așa. 1, 2, nu-mi sună corzile astea. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Iar în această tură trebuie să mă străduiesc mai mult să-mi sune. 1, 2, 3, 4. În momentul în care îmi sună, trebuie să mă gândesc cum simt, ce simt. Ce simt, ce tensiune simt la degetul arătător, degetul 1. Și ce tensiune simt la celelalte degete? Cum simt corzile sub degete? Și în felul acesta se tot repet treaba aceasta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Puteți să le combinați acordurile cu bare, puteți să le combinați și cu alte acorduri, pentru a exersa, dar nu uitați, primul exercițiu trebuie să fie acesta în care acordul trebuie să vă sune foarte clar. Nu vă sună foarte clar, încercați și iar încercați și iar încercați. Nu există o metodă foarte simplă, există doar o metodă în care îți lucrezi mușchiul acesta, o metodă în care îți lucrezi mușchiul acesta, o metodă în care doar apeși bareu cu acordul și în timp mușchiul se va așeza și va putea să prindă din ce în ce mai mare forță, va prinde rezistență, de fapt. În această parte a videoului vă spun să vă abonați la canal și să dați câte un like, să adăugați câte un comentariu dacă v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut videoul și să ne spuneți ce părere aveți, totuși. Să știți că aceste comentarii ale voastre contează. Până data viitoare, spor la studiu!